În timpul războiului, viața era tare grea și oamenii sufereau de foame, dar un om bogat s-a hotărât să-i ajute pe cei sărmani și a trimis vorbă în tot târgul că din ziua următoare el va oferi pâine oricărui copilaș și asta fără niciun ban. A doua zi, încă din zori, mulți prichindei se strânseseră în fața casei în care locuia omul atât de bun la suflet. Când acesta a apărut cu niște coșuri mari, pline cu pâine, copiii s-au repezit îmbrâncindu-se, lovindu-se, căutând fiecare să apuce pâinea cea mai mare. Fiecare cum punea mâna pe câte o pâine, o și lua la goană. Era acolo hărmălaie! Între timp, omul a observat că undeva la marginea curții aștepta cu minte o fetiță. După ce toți ceilalți copii și-au ales ce pâine au vrut, fetița s-a apropiat și ea de primul coș și s-a uitat în el. Dar acolo nu mai rămăsese nimic. A căutat și în cel de-al doilea coș, dar și acesta era gol. Spre bucuria ei, pe fundul celui de-al treilea coș, a găsit o pâinică mică, mică, pe care niciun copil nu o păcase în seamă. Fetița a luat-o, a mulțumit frumos pentru pâine și a plecat spre casă. Toată ziua a stat omul și s-a gândit la cum se purtase acea fetiță și, ca urmare, a dat poruncă la bucătărie să fie coaptă o pâine mică, dar în care să fie puși 10 galbeni. Dis de dimineață a așezat pâinica deasupra celorlalte pâini și a ieșit iarăși cu toate coșurile în curte, unde, bineînțeles, copiii deja se strânseseră și așteptau nerăbdători. Din nou s-au repezit și s-au luat la harță. La sfârșit, fetița noastră, care așteptase cu minte ca și în ziua precedentă, a ales tot cu pâinea cea mai mică, singura rămasă. Și de această dată i-a mulțumit frumos omului și s-a grăbit spre casă, unde mama ei deja o aștepta. Când s-au așezat cu toți la masă și femeia a rupt pâinea, ce să vezi? Galbenii s-au răsturnat din pâine peste tot. Vai! S-a speriat mama. Ce să fie cu acești bani? Dacă banii au ajuns din greșeală în pâinea adusă de tine, poate i-au căzut brutarului în timp ce frământa aluatul. Ia-i și tu înapoi imediat. S-a întors fetița la casa omului și a dat acestuia toți banii, spunându-i: mama a găsit acești galbeni în pâinica primită, poate i-a pierdut cineva. Privind-o cu drag, omul i-a răspuns: draga mea, banii aceia nu au ajuns întâmplător acolo. După ce am văzut ieri cum ai avut răbdare și cum te-ai mulțumit chiar și cu mai puțin, am hotărât să te răsplătesc. Astăzi am văzut și cât ești de cinstită, fiindcă ai fi putut păstra totul doar pentru tine. Dar tu mi-ai adus înapoi. Drept răsplată, în fiecare dimineață când vei veni să iei și tu o pâinică, vei primi și câteva zeci de galbeni. Doamne, ce bucuroasă a fost fetița! Nu știa cum să-i mulțumească omului pentru atâta bunătate. S-a dus în fugă la mama ei și i-a dat pănuții, după care i-a povestit totul. Mama a povățuit-o din nou, iar fata i-a urmat sfatul. Așa se face că, de atunci, în fiecare dimineață când primea galbenii, fata se ducea în mijlocul celorlalți copii și împărțea cu ei toți pănuții. Știa că și ceilalți au nevoie de milostenie la fel de mult ca și ea. Sărăcia sau bogăția nu pot învinge dragostea, dar dragostea poate învinge și sărăcia și bogăția. Sfântul Ioan Gură de Aur.